Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! O lună frumoasă și fermecătoare ne așteaptă pe pești. Vei avea un potențial energetic ridicat și vei face față cu ușurință chiar și celor mai dificile sarcini. Moment bun pentru a lucra pe tine. Acord atenție formei fizice și stării tale emoționale este timpul pentru o schimbare radicală a imaginii, precum și pentru extinderea cercului de cunoștință și călătorii plăcute. În iulie peștii vor fi într-un val creativ. Totuși, a doua lună de vară este, de asemenea, propice pentru o odihnă plăcută și refacerea corpului înainte de dinamica luna august. Alegerea este a ta. Între timp, momentele de criză vor ieși în prim plan la jumătatea lunii și în acest sens, a doua jumătate a lunii iulie poate fi tensionată pentru pește din cauza unei situații destul de conflictuale. Dragoste, în iulie, peștii vor ceda tentațiilor. Vei reacționa foarte luminos la orice curtare a sexului opus. Mulți vor deveni inițiatorii unui romantism intim viu care se va încheia rapid. Dacă vrei relații pe termen lung și promițătoare, va trebui să lucrezi la voința ta cei care au fost într-un cuplu de multă timp vor putea ajunge în sfârșit la un fel de compromis comun pe o problemă importantă. Folosește situația pentru a pleca într-o călătorie romantică cu cealaltă jumătate. Celibatarii ar trebui să se demonstreze în toată gloria lor în fața sexului opus. Acum ești cea mai atractivă și carismatică, ceea ce îți va permite să faci multe cunoștințe noi interesante. Simte-te liberă să te lauzi dar nu ar trebui să regreți trecutul și cu atât mai mult să te întorci la aceste relații toxice. Oricât de rău ar fi, cei care suferă de o despărțire trebuie să se întrească și să meargă mai departe, îi așteaptă o mulțime de lucruri noi și foarte interesante. Sănătatea Principala problemă a peștilor în iulie va fi excesul de greutate. Este timpul să devii activ fizic. Orice sport ți se va potrivi dacă îl practici în mod regulat. Renunță la mașină în favoarea mersului pe jos sau pe bicicletă, înnoată mai mult, ai grijă de rutina ta zilnică, asigură-te că dormi suficient și mănâncă un mic dejun dietetic, nu sări peste mese și nu te înfometa. Trebuie să faci o dietă competentă care să te ajute să mănânci hrana potrivită și nu în detrimentul sănătății, pentru a descărca sistemul nervos. Trebuie să iei o vacanță, iar dacă acest lucru nu este posibil, atunci mergi în weekend într-un loc departe de metropolă. Vei beneficia de aer curat, soare și apă. Dacă vrei să-ți schimbi imaginea, atunci fă -o în perioada 5 la 15 iulie. Este mai bine să planifice orice intervenții invazive cosmetice pentru a treia decada a lunii. Alege cu atenție maestrii care vor fi implicați în schimbarea aspectului tău. Banii. În iulie, peștii vor fi foarte activi și gata de schimbare. Acum vei veni cu idei interesante pentru tine, care îți vor extinde orizonturile. Vei dori să creezi și să înveți ceva nou. Folosește acest zel pentru a învăța ceva nou. Înscriete la cursuri, maratoane sau antrenamente. Dacă superiorii îți oferă o călătorie de afaceri interesantă, atunci în niciun caz nu refuza acum există multe oportunități în jurul tău pentru a avansa în carieră sau a începe să faci ceva nou. Orice întreprindere va avea o susținere bună. Acum poți stabili un obiectiv foarte realist care te va conduce la venituri bune. Peștii ar trebui să profite de șansa pe care astrele le o rezervă. Acum vor fi multe propuneri promițătoare. Fii atentă când te alături unei echipe pe care nu o cunoști complet înainte. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!